Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu achizițiile mele din piața de vechituri. Andrei din nou, ia să vă prezint ce am luat, pic mai slăbuț, a fost destul de frig, a plouat, deci vreme destul de urâtă, așa probabil va fi în continuare în următoarea perioadă de timp, chiar și mai puțin vânzători, mai puțin cumpărători, oricum în perioada de sărbători o să fie închis oserul. Deci, mai puține chestii găsite. Mi-am luat așa. Alimentări pentru console. Numai bune. Un braț de alimentări. Și au fost 5 lei fiecare. 4 bucăți. O casetă. Nick și Dea din 2005. Explosion. Ideea e că nu arată tare bine coperta la ea, dar a fost 5 lei, să zicem că s-a meritat. Un roman grafic, ăsta chiar nu mă așteptam să-l găsesc, Die Hard, A Million's Way to Die Hard, a fost 40 de lei. Destul de interesant și o ediție foarte faină, nu știu, de Inside Comics, nu știu cine sunt ăștia, ce editură e asta. Așa, și v-am spus că sunt destul de puține chestii, am luat așa, două controlere, nu sunt testate încă, cel puțin în momentul în care filmez acest videoclip. Așa, două controlere și acest PlayStation 3 Slim, a fost 120 de lei. Acestea au fost achizițiile din acest weekend și voi continua tot în acest video cu testul de consolă. N-are rost să fac mai multe videoclipuri, deci rămâneți în continuare să vedeți dacă funcționează sau nu. Bun, ia să continuăm cum am spus cu testul. Consola găsită azi. Să vedem, s-a meritat investiția. Ok. Primește curent. Nu e legat televizorul, ok. Murit. FIFA 12. Da, cred că n-am legat eu televizorul cum trebuie sau n-am cablu HDMI bun. Am schimbat porturile la televizor. Ok. Pare că n-a fost oprit cum trebuie. Sper că nu durează mult să se repornească. A făcut destul de ciudat la unitatea optică, dar e ok. Să-l aduc la resetările din fabrică. O să teste și unitatea optică să vedem de ce a făcut așa. Deci cel mai probabil, cum am pățit cu unul în episoadele anterioare, va trebui să-l aduc la setările din fabrică. Controllerul încarcă, e unul dintre controllerele din cumpărate cu el. Vedem dacă și merge. Da, nu o să le mai fac probă acum în video și la controlere. Să le mai curăț. Da, ideea generală e că
Na, destul de puține chestii azi, nu avea rost să fac două videoclipuri, așa că merg mână în mână, poate iasă un videoclip puțin mai lung. FIFA 12, cu un joc de care nu aveam nevoie. Ia să vedem. Ok. Se pare că așa. Ui. Văd că data e setată. Nu. Ia să schimbăm. Da, controlerul nu e ok. Așa mai merge. Are ceva jocuri. Se pare că controlerul nu merge chiar ok. Să vedem. CD-ul. Sună dusă unitatea optică. Da, cel mai probabil e dusă unitatea optică. Na bun, cam ăsta a fost testul, nu prea mai am ce să arăt. Deci consola are unitatea optică defectă. Să văd ce o să fac cu ea. Și mai trebuie să testez controlerele. Destul de ciudat că... Discul pare ok. Acesta a fost și testul de consolă. Mersi de vizionare. Dacă vă plac videourile mele, lăsați un coment, un like sau un subscribe la canal dacă n-ați făcut-o deja. Salut!